buni. Azi din nou la Arad, așa cum am promis. Teoretic astăzi ar trebui să fie ziua în care finalizez cu Aradul. Să vedem acum. Suntem aici. Am o grădină aici la bună mea, Dumnezeu să o ierte. Trebuie să facem aici și la niște vecini din zonă. Acolo și fratele meu cu John Doni, cu Jonatello, pardon. Am vrut să zic John Dory, dar e nou nume de scenă, e Jonatello. El a început din partea cealaltă și eu am început de aici și mergem spre mijloc. Vedem unde ne întâlnim. Și el are, după John Deere, tot un plug Ward. E un Ward TR65T cu 3 trupițe. De fapt, nu, QR65T, că și ăla la bază tot cu 4 ui. L-am luat cu 4. E cu cadru exact ca a meu, cu cadru de 12. Și ultima trupiță cu cadru de 10. Ultimul segment, cum ar veni. Numai că la ăla i-am dat jos o trupiță la plug, că e ceva mai ușurel tractorul și să nu se chinuie la Arad. Era destul de greu plugul ăla la altul pentru el. Adică plugul în varianta cu 4. Nu-i chestia că nu-l duce motorul, motorul trage. Fostul proprietar, mai exact Florin, el o arat cu el cu 4 trupițe, deci motorul duce. Numai că e ușurel tractorul și cam patinează. No, la brazdă merge destul de bine, văd că merge un pic mai tare ca mine. Cel puțin așa cred, sau tot cam așa. Nu știu cu ce viteze are, dar cam cu a patra. Cu a întâia pe reductor, a patra pe schimbător și din high-low, acolo se mai joacă cu high-low. Ce să zic, avem aici vreo 80 de ari, cam așa e în total de făcut. Sau poate chiar un hectar, că am și aici, aici în față, unde o trage el o brazdă încoace și aici trebuie să fac. După aia mai avem încă. Ba. Mai avem încă câteva bucățele pe tău ăsta și mai am acolo un hectar pe panta aia acolo lângă grâu. Sper că se vede pe cameră. Acolo este ceva greu și acolo lângă am un hectar de tot de cucuruzaștină de făcut. Astăzi vrem să finalizăm, de-aia a venit și el, Doamne-ți mulțumim că a venit și el. Și facem rapid aici, mai avem la socrul lui de făcut încă vreun hectar. Și e cam gata cu Aradul, cel puțin deocamdată. E gata până reușim să facem la mănăstire. Să culegem și acolo. Mai avem acolo vreo 50-60 de ari, nu știu exact cât e. Asta dacă mai avem ce culege, că acolo umblă animale sălbatice, porci, mistreți, capre și să vedem dacă vom avea ce culege. Aici pe grădin mere destul de bine. E un pic trândos, că locul de tău așa e de obicei mai trândos. Dar, no, e ok. Nu se înfundă plugul, tuleu este o grămadă, dar
nu se înfundă, merge bine. Chiar tractorul și na, de aia, știi? Mai șmecher că am eu din ăsta, nu de altul. Dar el acolo e și rău de întors, că e chiar pe lângă garduri. Și na, nu scoate gendorii, deci acum i-o dat pe mare. Acum i-o dat pe mare ca să mă depășească nebunul. Ai. S-a văzut automat când a schimbat, când a schimbat viteza. Ce să vezi, tot eu am ajuns primul în capăt.
drona. Să lansăm. Pe Johnny cu mere la Arad. Că pe ăsta încă nu l-am filmat. Și atunci ne întoarcem la capăt. Până mă întorc eu. Am uitat că-s la Arad. Am uitat să mă mai întorc. Și Renault are dezor, băiatul.
tot și după aia pun un cadru mai de departe, așa se vadă amândouă tractoarele. Mai venit ceva oameni aici, cred că au venit ca să le facem, să le arăm și lor. Sau nu știu. Niște vecini de aici. Niște bătrânei. Bun, hai să ne repoziționăm. Ce facem noi aici? Ia uite, cam asta e. Cam astea sunt parcelele, să zic așa. Parcă am impresia că la arătura lui frate meu nu s-a atâțat ulei, dar de-aia am impresia asta că acolo au fost tăiați ulei. Au fost tăiați cu mâna de... aici un vecin are vaci și ne-au rugat dacă nu le dăm lor ulei și o tăia ei. Deci acolo e curat, acolo e numai pământul gol. Ioli! Era dor de o placă de asta. Am crezut că am uitat să pornesc filmarea pe dronă, că și muream. De dronă e acolo sus, ne supraveghează atent. Când uită, totuși altfel mere treaba. Mult mai rapid. Eu trebuie să fac aici capătul ăsta. Niște șanțuri pe aici. Nu știu care prostală audio arată aici, și-au făcut șanțuri.
Aia vreo două ture pe capătul ăsta, două sau trei chiar. Să vedem. Uba. Îl dau așa acum că acolo pe margine s-a făcut un pic de răzor. Și să se astupe acolo. Anul trecut l-am dat încoace capătul, acum îl dau invers. E mai ok un an așa, un an așa. Ture mai trebuie să fac să nu rămână nearat. Și idee e ce din filmările ce le-am făcut anterior cu drona plus asta de astăzi, ea zice că are autonomie undeva la 34 de minute, dar acum nu știu dacă contează chestia asta, că cum să zic eu, nu știu dacă contează dacă filmez în 4K sau nu contează atât de mult la dronă. La GoPro, de exemplu, contează aia. Dacă filmez în 4K, mănâncă mult mai repede bateria față de 2.7 cum filmez eu în mod normal. O să încerc eventual. Acum filmez în 4K cu ea la 30 de FPS-uri. Chestia e că filmez la 30 de FPS-uri, că doar așa mă lasă cu spotul. Doar așa mă lasă să fac spot. Cred că o să filmez și cu drona. Acum să văd un pic calitatea videourilor, dar cred că o să filmez și cu drona în 2.7 la 60 de FPS-uri. Exact așa filmez cu GoPro și mi se pare că e mai ok. John Dory versus Renault. Jean de la Craiova.
Renault e mult mai rapid pentru arcere decât Donatello. Incredibil. Observă când vine înapoi. Se sperie un pic de ea. La cât e de micuță și jucăușă, nu știu dacă observă. Odi băi! Băi, nebunului, bă! Hai, ce nu-mi place să mă întorc așa în spații înguste cu tractorul ăsta? La cât e de mare, trebuie o grămadă de loc. La cât e de lung, adică. Și din nou, Renault se întoarce mai repede, dar trebuie să dea și cu spasele. Îi fac un capăt la anio aici. Salută, bă! Bă, salută, bă! Fă cu mâna, bă! Așa! Chiar mă gândeam că nu salut. Ce lache ești, bă! Poate vrei să mă bag în John Deere-ul tău? Să vezi numai. Poate vrei să mă John Deere-ul. De pe trasă. Uite, vedeți drona? Drona e acolo, nu ia, uite cum stă și e cu minte. Foarte simpatică. Să vedem un pic aici. Aici e chiar nezunie. Chestia e că o să mă avertizeze imediat. Da, uite, cancel. M-a avertizat că rămâne fără baterie.
Hai că mai filmez un pic pe fratiu până... Parcă scoate o ță de fum. Hai să mă duc să o aterizez. Să facă el acum stereune capătul ăsta și după aia îi dăm așa pe de-a lungul. Faci tu aici? Pare să mă duc la alea 25. Eu să mă duc acolo. Că acum aici trebuie. Hai că eu mă duc la alea. Acum trebuie să intrăm din partea asta la altă. Da! Ha! Pe aici cred că s-o umbla pe male, pe terenul ăsta. Parcă e mai trândos decât dincolo. Iară plugul meu nu colaborează. Dar nu mai stau să-i fac acum reglaje, că mă ia cu draci. Ce să zic, cam asta e aici, terminăm grădina asta, grădinile astea, că sunt 3 aici, cu asta 4, bine, asta nu-i tocmai grădina, dar aici, în zonă. Și după aia dăm mai departe, probabil ne vedem în episodul următor. Hai să vedem. Uite, am filmat deja 40 de minute, deci mai mult ca sigur din episodul ăsta o să fac un, adică din filmarea asta o să fac un episod. Sper să nu vă plictisesc cu videourile mele și să am parte de susținerea voastră. Că, credeți-mă, chiar muncesc pentru ce fac pe YouTube și ăsta îmi dedic o grămadă de timp pentru treaba asta și no, sper să iasă treabă bună. Încă învăț, sunt la stadiu de învățat pe partea ce ține editatul ca să pot să fac, nu știu, să învăț să iau cadre mai spectaculoase în primul rând și să le și în al doilea rând să le transform în clipuri mai
nu știu, mai spectaculoasă, mai... mai... atractive de privit pentru voi. Acum sper să reușesc treaba asta. Eu chiar îmi dau interesul și mă dedic să fac să iasă treabă bună. Ce să zic? Numai bine și să ne vedem în următorul clip cu bine.